Bun găsit, sunt Richard Constantinescu, medic, autor și titularul disciplinei Istoria Medicinei la Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași. De asemenea, sunt coordonator al Clubului de Literatură și Arte V. Voiculescu din cadrul aceleiași universități. Vreau să vă recomand o serie de autori pe care editura Herald o deține, o are împreună cu alte cărți importante pe care vi le-aș recomanda, dacă aș avea timp aș vorbi despre toate, dar vreau să mă refer aici doar la seria de autor Alan Watts. L-am descoperit în urmă cu câțiva ani pe Alan Watts și mare parte dintre cărțile acestei serii de autori le-am parcurs cu interes, unele dintre ele le-am discutat la seminariile sau la cursurile de istoria medicinei sau la alte cursuri despre creier, gândire și creativitate cu studenții facultății de medicină sau de medicină dentară și de aceea unul dintre autorii pe care îi propun spre lectură în acest sfârșit de an și început de sărbători de iarnă, un autor pe care îl consider așa, dacă ar fi să citez o vorbă a patronului spiritual al Universității de Medicină și Farmacie din Iași, Grigore T. Popa, și-a complicat biografia. A plecat din Londra, a ajuns în Statele Unite, a traversat diverse continente, dar și diverse culturi, s-a specializat și a părăsit acele tipuri de specializare, a căutat perpetu și a găsit poate una dintre cele mai relevante și mai importante gândiri care a nutrit foarte mult Orientul, gândirea Chinei antice, a scris despre aceste experiențe ale sale în autobiografia sa, dar și în alte cărți pe care editura Herald le-a tradus și vi le propune în această serie de autori. Este un autor pe care îl consider important și din punctul de vedere al faptului că poate fi citit pe fragmente. Înțelepciunea nesiguranței, devino ceea ce ești și oare materia este totul? Sunt doar trei cărți din seria de autor Alan Watts pe care editura Herald le-a publicat și doar aceste trei cărți, dacă ați reușit să le parcurgeți în acest final de an, ar fi foarte important pentru a dobândi o înțelegere diferită față de ceea ce noi de obicei suntem învățați pe parcursul anilor de școală. Alan Watts spune la un moment dat că universul este jucăuș și mi-a plăcut această expresie și jucăuș este și în scrierile sale. Fragmentăm viața, o împărțim în segmente, dar dacă e să înțelegem din perspectiva acestor scrieri ale lui Alan Watts, viața este organică. Universul, cum spune el, este jucăuș. Dacă vom înțelege acest lucru, vom dobândi o pricepere, să spunem, superioară în ceea ce privește exercițiul acesta al vieții. De multe ori ne dorim să ajungem undeva, să avem succes, să bifăm cevaul acela înspre un final. Dar spune Alan Watts în cărțile sale că la 40 de ani când am dobândit acel ceva, ne dăm seama că suntem tot triști și ceva este nefuncțional în privința ființei noastre. Sau, spune Alan Watts în cărțile sale, că la 65 de ani când omul se pensionează, începe să putrezească undeva într-un centru de bătrâni sau în singurătatea casei sale. De aceea, nu obținerea acelui ceva este importantă, ci tocmai bucuria de a trece prin viață, de a parcurge o cale, aceasta este una dintre ideile importante pe care Alan Watts le transmite în cărțile sale. Bucuria de a fi, de a exista. A fi înseamnă a fi pe scenă, pe scena vieții. Nu înseamnă neapărat a dobândi ceva, în special a dobândi titluri sau a dobândi ceva din sfera materialului. Înțelepciunea nesiguranței. Ce mai interesant decât acest concept al lui Alan Watts? Să fii înțelept tocmai într-o lume în schimbare. Să fii înțelept tocmai într-o lume care este într-un continuu vârtej. Vă recomand pentru finalul acestui an, poate dacă e să aleg una dintre cărțile despre care am vorbit, dacă să aleg doar una, este cartea Oare materia este totul?
Și dacă ar fi să citesc un fragment din această interesantă carte, și vreau să subliniez înainte de a parcurge împreună acest fragment, să vă spun că sunt capitole care pot fi citite separat. Pot fi citite în oricare moment al zilei și este important că multe dintre cărțile lui Alan Watts pot fi parcurse în acest mod. Mi-a plăcut că Alan Watts se preocupă în cărțile sale de bucătărie, un spațiu neglijat de mulți, un spațiu care, spunem, e un spațiu de pasaj prin care trecem în câteva momente din zile, în fugă, avem tot felul de ustensile, tot felul de vase, în general din plastic, și e o critică pe care o face plasticului în bucătărie și ridică în slăvi, am putea spune, valoarea unor obiecte care, într-adevăr, în ele este conținutul care ne hrănește și ne transformă ființa. De aceea este important, spune Alan Watts, în ce ne pregătim mâncarea, modul în care stăm la masă, modul în care petrecem acel timp în bucătărie. Și are, și vă voi citi îndată dintr-un un pasaj din cartea Oare materia este totul, care se cheamă Crimă în bucătărie. El de asemenea vorbește în textele sale despre modul în care ne îmbrăcăm și cum am sluțit într-adevăr și cum ne-am sluțit corpul prin felul în care ne îmbrăcăm. Are un firesc al exprimării, are un firesc al conversației cu cititorul. De aceea îl parcurg, îl recomand mereu studenților, îl recomand și ofer cărțile în dar. Voi citi acum un fragment din cartea Oare materia este totul, și anume din capitolul Crimă în bucătărie. O să descoperiți acest capitol și o să-l îndrăgiți de la primele rânduri, așa încât dați-mi voie să vă împărtășesc câteva gânduri din acest interesant capitol. Astfel, precondiția absolut esențială pentru a practica arta culinară este să îi îndrăgești materiile prime, forma și senzațiile tactilă pe care ți-o dau ouăle, mirosul făinii, al mentei, al usturoiului, forma și licărul de-a dreptul minunate ale unui macrou, textura roșie și marmorată a unei bucăți de carne de vită, transparența de un verde pal al lăptucii proaspete, elipsele concentrice ale feliilor de ceapă, greutatea, căldura și elasticitatea pe care a luat-o presărat cu făină oare sub degetele tale. Atitudinea spirituală a bucătarului se va îmbogăți dacă s-a familiarizat cu hambarile și viile, cu pontoanele de pescuit și cu fermele de lapte, cu livezile și cu grădinile de zarzava. Una dintre cele mai înălțătoare și trainice amintiri pe care le-am luat este vederea unui răsat de lăptuci la miezul nopții în lumina lunii pline, contururi zigzagate de jad comestibil răcorit de minuscule picături de rouă. Îmi este prezent în minte și momentul când, copil fiind, m-am pierdut printre șiruri de fasole agățate pe arat și am deschis păstăi mari ce deja făcuseră semințe și am strivit între dinți boabe bălțate cu purpuriu. După întelungi căutări, descoperisem o păstaie lungă și grea ascunsă printre luje. Având această atitudine, este practic imposibil să azvârli alimentele în apa clocotită sau în cuptor, lăsându-te derutat de ceas, fără să arunci o cheade nerăbdătoare în cuptor pentru a adulmeca și a stropi mâncarea cu untură. Un bucătar bun veghează aragazul ca o mamă grijulie sau ca un alchimist care distilează elixirul nemuririi din ierburi rare. Prepararea trebuie să fie prin ea însăși la fel de plăcută ca și ospățul, astfel încât cele servite la ospăț să merite a fi mâncate, pentru că, la urma urmei, bucătarul este un preot care aduce jertfe, iar soba este un altar. Foarte frumoasă și plastică această introducere în gătit, această introducere în interacțiunea firească pe care ar fi bine să o avem cu alimentele, cu tot ceea ce reprezintă viață și ceea care ne va transforma pe noi. Pentru că orice mâncăm,
orice aliment sau orice lichid pe care îl ingerăm se intersectează cu ființa noastră și o transformă. De aceea revin la recomandarea de lectură pentru final de an. Dacă ar fi să aleg doar una dintre cărțile seriei de autor Alan Watts de la editura Herald, aș recomanda această carte. Oare materia este totul? Eseuri despre raportul omului cu lumea materială, editura Herald, traducere din limba engleză de Marian Stan. Felicit editura Herald, felicit traducătorul pentru această minunată carte. Recomand seria de autor Alan Watts a editurii Herald. Vă recomand să vă dăruiți această carte sufletului dumneavoastră. Recomand să împărtășiți gândurile ei pe rețelele sociale cu prietenii și, de asemenea, dacă vreți să dăruiți ceva semnificativ, ceva care să rămână în mintea și în inima prietenilor și a apropiaților, sunt cărțile. Cărțile, așa cum spun prietenii de la Herald, deschid mințile, deschid inimile. Ce este mai minunat decât să avem cărți deschise, inimi și minți deschise? Vă mulțumesc, sunt Richard Constantinescu, autor, medic și titularul disciplinei Istoria Medicinei, coordonator al Clubului de Literatură V. Voiculescu, al Universității de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa din Iași. Să vă fie bine și să citiți în pace și cu spor!